Cu toate că s-a clasat doar pe ultimul loc în finala de 100 de metri spate, Robert Glință și-a depășit obiectivul stabilit pentru Jocurile Olimpice. Sportivul în vârstă de 19 ani și-a propus accederea în semifinalele competiției, însă a reușit o calificare în marea finală. De asemenea, înotătorul antrenat de Adrian Gherghel a stabilit și un nou record național în cadrul semifinalelor. În ultimul act al probei de 100 de metri spate, medalia de aur i-a revenit americanului Ryan Murphy, cronometrat cu timpul de 51 de secunde și 97 de sutimi, urmat de chinezul Su Jiahu, în timp ce medalia de bronz a fost câștigată de un alt american, David Plummer. Robert Glință a încheiat pe locul 8, fiind cronometrat cu timpul de 53 de secunde și 5 sutimi. Performanța reușită de sportivul care se antrenează în Baia Mare este una deosebită, ținând cont că acesta se află la prima participare la Jocurile Olimpice.